Ți-am spus că e geniu. Idealul meu este să inventez un calculator care să filozofeze cu ajutorul cifrelor și al ecuațiilor. Dar știam că gândirea aparține numai omului. Dar calculatorul nu e o prelungire a gândirii omului. De altfel, vă asigur că într-un viitor foarte apropiat se va produce unirea filozofiei, matematicii și fizice într-o singură știință. Nu este de conceput un matematician care să nu fie și filozof. Și invers. Nu, gata, simt că m-a apucat o migrenă. Nu mai pot, toată ziua numai despre asta vorbești. O secundă. O secundă, ai răbdare. De-abia acum, după ce termin facultatea, trebuie să mă apuc de învățat. Am de citit. Enorm. Dar cum îți explici, dumneata, care ești atât de optimist în privința viitorului, faptul că în momentul de față știința e încă atât de neputincioasă în multe probleme esențiale ale vieții? La ce vă referiți? La medicină, de pildă. Da. Aici lucrurile sunt încă destul de complicate. Numai când se vor inventa aparate de cercetare mult mai perfecționate, se vor putea face progrese spectaculoase. Și când crezi că se va întâmpla minunea asta? Nu cred că mai devreme de 10 ani. Gata. Păcat. Gata, recreație. Am luat bilete la film. Sper că nu v-am plictisit. Nu, te rog, mai rămâi, stai jos. Ce-i asta? Olimpiada de la Tokyo. Crezi că fiica mea ar fi o soție ideală pentru dumneata? Da, sunt convins. Seamănă cu dumneavoastră. Știe să asculte, să se devoteze. Ah, deci devotamentul e calitatea de bază a unei soții. Bineînțeles, bineînțeles. Săracele de noi. Nu este un motiv de compătimire, ci de admirație. Dragul meu, am hotărât. Vă veți căsători după ce va termina ea facultatea. Ai, mama, zău, mai stai și mai gândește-te. Sfaturile părinților nu sunt întotdeauna cele mai înțelepte. Nu e un sfat, e o hotărâre. Pe care fiica dumneavoastră este obligată să o respecte? Obligată. Atunci situația noastră se complică în chip neașteptat. Soțul dumneavoastră părea a fi de acord. Soțul meu nu poate lua o asemenea hotărâre fără mine. Eu n-am spus nimic. Eu am înțeles. Singura persoană care nu poate să ia o hotărâre în ceea ce privește căsătoria mea sunt eu. Hai, mami. Vrei să plecați la film? Nu, mai rămânem cu tine. Hai să ne plimbăm prin grădină, da? Așa, și să-ți arăt și peștișorul nostru. Ce face Costica? Costica care? V-am spus un peștișor. Da, asta seara pregătești masa. De obicei. Eu aș vrea o măricuță cu brânză. Te rog. Bine. Nu vă supărați, n-aveți un chibrit. Mie mi s-au terminat și tutungerile sunt închise, eu nu fumez, așa că mulțumesc. S-a întors soția? Da, m-am întors. Ce bucurie! Iartă-mă că nu te-am observat până acum. Mi-a fost așa dor de tine. Chiar azi am fost pe aici să întreb ce-i cu tine. Una că mi-era foarte dor, dar să știi că avem o grămadă de treburi, mai ales cu orfelinatul, plus darea de seamă semestrială pe care ar fi trebuit să o facem. Ai mai împletit ceva pentru orfani? Da, am împletit câteva pulovere. Sunt acolo pe scaun. Ia-le. Și altceva? Ce ai mai făcut? Pe unde ai mai fost? Cum a fost la băi? Discutăm altă dată. N-am fost la băi. N-a fost la băi. Dumneavoastră, cum faceți, mă, Mariguță? Puneți tot mălaiul de la început sau o faceți pripită?
privită. Când fierbe apa, torn mălai în ploaie. Și pe urmă amestec o lingură de lemn să nu se facă cocolașe. Vreau să zic că s-a întors. Da. Nu vi se pare oarecum schimbată? Ba da, oarecum. Dar de ce mă întrebați? Mă iertați că vă spun. Dânsa când a venit, n-a venit singură. A venit cu o mașină. Mașina era condusă de un bărbat frumos, blond, înalt, îmbrăcat în trenci. Precis, i-a văzut cineva. Mă mulțumesc. Vă e rău? Nu, mă simt foarte bine. Eu știu ce trebuie să simțiți, fiindcă și eu am trecut prin asta. Nu, vă rog să mă iertați. Trebuie să pregătesc masă. Da. Dar și eu trebuie să plec la orfelinat. Vă mulțumesc pentru chibrituri. Cu plăcere. Bună ziua. Îmi place că vă țineți tare. Încercați să fiți cât mai demn. Mașina era o Dacia Roșie 1300. El îi spune ceva foarte serios și ea zâmbea. Precis, i-a văzut cineva. I-am văzut eu. Eram la fereastră, stropeam o mușcă. Doamne, ce greu trebuie să vă vină. Să știți că eu vă iubesc. Poftim? Eu vă iubesc de mult, dar n-am avut ocazia să vă spun. Tovarășe, vă rog foarte mult. Vă rog să-mi luați în nume de bine. Acum sunt ocupat. Vă rog să mă iertați, vă iubesc. Vă rog să mă iertați, trebuie să fac mămăliguța. Scuzați-mă. Da? Mai târziu. Da, mai târziu. Nu, e prea devreme. Bine, perfect. Voi simțiți mirosul de pâine? Nu știam ce miroase atât de plăcut. E de la fabrica de pâine, e aici lângă noi. De când m-am născut, mi-a mirosit tot timpul la pâine. Cea mai sfântă mireasmă din lume. Ia loc, te rog. Ai fost vreodată la o fabrică de pâine? Nu. Eu am fost de multe ori. Tatăl meu a lucrat acolo, mă duceam zilnic la prânz să-i duc supertașul cu mâncare. Îmi dădeau puțin aluat, îmi făceam singură o pâinică, o coceam și o mâncam. Înainte de asta, mi-o frângeau în crește, ca să le poarte noroc. Cine bea cafea? Toată lumea. Fabrica a rămas neschimbată și acum e o fabrică solidă. După naționalizare, proprietarul ei a lucrat ca maestru până la pensie. Dumneata, ești într-adevăr orfan? Ți-au murit părinții? Da. Acum un an. Erau medici amândoi. Tocmai împliniseră 25 de ani de căsătorie. Au plecat la Predeal cu mașina să sărbătorească evenimentul. Conducea mama. Era noapte, ningea, le-a ieșit un iepure în față, mama a vrut să le vide. Iubea extraordinar de mult animalele, foarte mult. Și s-au răsturnat. Permiteți? Da, te rog. Tata și-a revenit. A scos-o de sub mașină, dar era prea târziu. A murit în brațele lui. După înmormântare, adică a treia zi, a venit acasă, s-a întins pe pat și a murit. A murit în timp ce vrea să spună ceva. Era o frază pe care n-a terminat-o. Ce frază? Vezi, dragul meu, moartea ca și viața e un accident. Dar care-i diferența? Care-i diferența? N-a apucat să spună. Cafeaua. Te întreb o naivitate și te rog să nu râzi de mine. Filozofii, cum se comportă în ultimile lor clipe de viață? Mor și ei la fel ca noi, dacă știi. Nici o grijă că știe. Majoritatea au fost demni în fața morții. Panica nu i-a desfigurat. Socrate și îmbărbăta discipolii, Pascal lucra, iar Descartes glumea cu prietenii.
Bineînțeles, amănuntele astea sunt fleacuri. Nu trebuie să ne speriem de moarte. E inutil. Am citit aseară o piesă în care un personaj spunea niște lucruri cumplite de naive, dar într-un fel adevărate. Spunea cam așa: o să zboare lumea cu aerostatele, hainele își vor schimba croiala, se va descoperi poate al șaselea simț, viața însă va rămâne aceeași, plină de taine și de fericire. Chiar peste 1000 de ani, omul tot la fel o să se tânguie zicând: vai, ce grea e viața. Și tot așa ca și acum, o să se teamă de moarte și nu o să vrea să moară. Cam așa. Ia, uite-te! V-am spus că nu e. Vai, ce frumos e! Bravo! Mami, ia uite! Cât e ceasul? Gata! Am pierdut filmul. Eu mă duc să lucrez. Azi n-am lucrat decât 8 ore. Sunt un criminal. Trebuie să plec. Mai rămâi, te rog. Te rog. Nu obosești? Nu, pentru că tot ce fac îmi face plăcere. Și cum te distrezi? Râzând. O dată pe săptămână mă duc la o comedie, ori la teatru, ori la cinema, și râdem, mă prăpădesc. Da? Râsul este nemaipomenit de reconfortant pentru organism. Am un coleg care în fiecare dimineață, în loc să facă gimnastică, stă în fața oglinzii și râde. Am să încerc și eu, în fiecare dimineață. Poți să încerci și de 2 ori pe zi. Să știi că nu strică. Alcool? Eu nu beau decât lapte. Dragă, unde l-ai găsit? Nu eu, el m-a găsit. Hai. Noroc. Ura. În rest, dacă vă interesează, nu agrez lirismul. Prefer gravitatea, sobrietatea. Nu-mi plac bancurile. Asta ca să știi ce mă așteaptă. Sper ca fiica mea să-ți semene în privința seriozității. Nu cred. Nu credeam să încerc. Trebuie. Și de ce nu-ți place lirismul, poezia? Poezia? Poezia îmi place chiar foarte mult, dar are valoare numai când e scrisă de poeți. Când o încercăm noi, civilii, e penibil. Uite, într-o seară pe bancă, în parc, am vrut să-i spun ceva foarte frumos despre stele. Mi-a interzis să mai fac vreodată vreo metaforă. Dar recunoști că ai spus o tâmpenie? O tâmpenie. Era un citat din Shakespeare. Nu cred. Am să verific. Verifică. Și pe urmă știi că eu nu pot să trăiesc fără să fac cel puțin o metaforă pe zi. Dacă nu reușești să faci ca lumea, te abții. Află că Faulkner și Hemingway... Nu. Vă avertizez. Fica dumneavoastră citește exagerat de mult. Mă refer la literatură. Abuzul de literatură este nociv. Înghite în fiecare zi câte un roman. Nu se poate. Și mă rog, ce ai vrea să fac în timpul celor 16 ore? 14. 14, tot aia e, în care tu taci și visezi la viitorul îndepărtat al omenirii. Știi, nu mă lasă să ies nici măcar 5 minute singur în oraș. Știi și tu foarte bine cât ești de superficială și de influențabilă. Te vede unul mai îndrăzneț ca mine, te ia de mână și pleacă cu tine. Și tu n-ai făcut tot așa? Mama, mă aduc aici cu o singură condiție, să nu jignești. Du-te și adu-o fără nicio condiție. Aș vrea să dau un telefon bunicii. Nu, dai de la mine. Sper că nu v-am produs o impresie prea... Nu, dimpotrivă. Nu, vreau să spun dacă nu v-am produs o impresie care să... Vă dau binecuvântarea mea. Poți să-i dai sărutul de logotnă. A, nu mie, ei. Hai, nu mă face să aștept. Știi că plâng ușor, nu? Hai! Bună seara! Bună seara! Ei, nu că stai bună! Ce surpriză! M-a dus aici cu forță, nu știam că e un băiat așa de mare. Ce mai faci? Ne-am mai văzut de când am terminat liceul, te-ai schimbat foarte puțin. Nici tu nu te-ai schimbat prea mult. Te-ai făcut blondă. Ia loc, te rog.
Adui ceva, o cafea, o citronadă? O citronadă. Da, imediat. E frumos aici. Amprenta copiilor. Cândva, adică în liceu, parcă eram prietene. Da. Am fost și colege de bancă. Ne scriam bilețele în timpul orelor, ne făceam confidențe. Pe urmă ne-am căsătorit. Tu mai înainte de a termina liceu, așa mi se pare. M-am meritat chiar în ziua examenului de bacaloreat, dar tu, dacă nu mă înșel, ai rămas foarte repede văduvă. Ce diferență era între tine și soțul tău? 25 de ani. Lumea vorbea de mai mult. Nu, atât era. Era academician plin sau membru corespondent? Plin. Și? Și ce? Vreau să te întreb cum a murit. Dar de ce te interesează? Auzisem că a murit în împrejurări ciudate și că ai avut dificultăți cu autoritățile din cauza asta, e adevărat? Mama, Adina... Dar nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu depănam niște amintiri. Nu intra în panică, nu ne certam, o întrebam pe fosta mea colegă despre soțul ei care a murit pe vremea când tu nici nu erai născut. Mama, uite ce, te rog foarte mult să... Te rog, stai un pic. Tu, de fapt, ce vrei să știi de la mine? Bine. Am să-ți povestesc pe scurt, deși nu-mi face nicio plăcere. Pe mine vă rog să mă scuzați. Nu, nu, rămâi, te rog. Acum 10 ani coboram împreună cu soțul meu într-o peșteră. El a căzut de la înălțime și s-a rănit grav, foarte grav. A trebuit să rămân lângă el până la sfârșit. Și acolo i-am jurat că am să-i continui opera. Și asta și fac. Știi că era un mare biospeolog, eleva lui Rakovitz. Dar poate că îți închipui că după moartea lui n-am avut destui dușmani. Au încercat să mă doboare, toți au fost împotriva mea. Am fost dat afară din învățământ, anchetată luni de zile. Dar până la urmă s-a făcut o comisie de anchetă și am fost trepusă în drepturi. Am revenit la catedră. Adică am revenit la catedra soțului meu, catedră pe care acum o conduc. Și unde încerc, după puterile mele, să formez o nouă școală de biospeologi. L-ai iubit? Da. Ceea ce se cheamă iubi? Da. E adevărat că nu chiar de la început, dar pe urmă l-am adorat. Era omul cel mai blând și mai tandru de pe pământ. Îmi dăduse o încredere oarbă în mine. Eram convinsă că legătura noastră nu va avea niciodată sfârșit. Asta e. Și pe fiul meu, unde l-ai cunoscut? La onomastica unui prieten. Eu vorbeam acolo despre o peșteră pe care o descoperisem în Apuseni. Și după câteva minute mi-am dat seama că toată lumea plecase la dans, numai el m-a ascultat profund emoționat. Așa că într-o săptămână l-am luat în grupul meu într-o expediție. Și m-a contaminat pentru totdeauna. Când? Astă vară, când tu mă credeai la Mangalia... Bine, dar tu ești student la regie de teatru, ești deja în anul 2, vrei să pierzi totul și să o iei de la început? Da, bineînțeles. Să știi că n-are importanță când îți descoperi vocația. Totul e să ți-o descoperi. Bine, dar până acum spuneai că îți place teatrul la nebunie. A, mai îmi place. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Nu mai cred în teatru. Nu mai cred în teatru ca formă și ca tot. E prea naiv, prea convențional, neschimbat atâta vreme. Mă enervează până și faptul că oamenii sunt obligați să vină la teatru. Crezi că e posibil și invers? Da, bineînțeles, să meargă teatrul la spectator acasă, așa ar fi mai firesc. Practic, cum s-ar putea realiza? Păi, foarte simplu, uite, trupa merge la om acasă și joacă. Am încercat formula asta la ultimul meu examen. Adică ce ai făcut? Am pus o piesă într-un act cu niște colegi de-ai mei, am plecat într-un cartier, am intrat într-un bloc, am sunat la o ușă. Bună seara, nu vă supărați, ne primiți la dumneavoastră să vă jucăm o piesă de teatru. Pleacă, domnule, ce ești nebun? Nu, serios, lumea ne credea ori nebun, ori pungaș. Dar să știți că până la urmă o familie ne-a primit și spectacolul a fost extraordinar. Da, ce e nostim? Și nu știm în toată povestea asta că după ce am făcut eu trupa asta de teatru la domiciliu, profesorul meu a vrut să mă lase repetent.
Pe urmă s-a răzgândit și mi-a dat 10, ca să nu se zică despre el că avea cumva idei preconcepute. Vai, vă mulțumesc, tovarășe profesor, i-am spus, dar să știți că acum nu mă mai interesează nici nota 12. Dacă nu mă lăsați dumneavoastră repetent, mă las eu. Am vrut să repet anul voluntar, eu nu mi-au dat voie, așa că am renunțat la regie. Tu trebuia să te faci actor, dragul meu. De ce? Pentru că știi să minți destul de convingător. Ia spune tu, mamei tale, adevărul adevărat. Păi, ți-am spus, o trupă de teatru. Adevărul. Mama, la regie de teatru suntem 6 colegi, unul singur de 10, eu sunt de 8. Pentru teatru e cam puțin. Asta e motivul pentru care am renunțat la regie. Vezi tu, mamă, vreau să umblu o vreme pe sub pământ, să văd și eu ce e pe acolo. Uite, aventura cosmică este extraordinară, dar se cheltuie avergul care s-ar putea face din pământ o grădină. Sub pământ, acolo trebuie mers. Acolo este tot ceea ce avem nevoie ca să trăim fericiți. Uite, omenirea și-a dat seama în sfârșit de acest mare adevăr și a început călătoria invers, în jos. Începe o nouă epocă. Și ce legătură are tot ce spui tu cu peșterile? Dar cum poți să întrebi așa ceva? Ce crezi tu că facem noi cu tovarășa acolo? Căutăm numai mormoloci, insecte și... Are dreptate, băiatul. Tu crezi că noi căutăm acolo numai insecte și o seminte de animale preistorice? Uite, eu am descoperit un râs subteran care poate fi folosit foarte bine pentru irigații prin separarea unui tunel de un kilometru. Soțul meu descoperise o peșteră care acum a devenit o mină de metale neferoase. Și eu am descoperit un zăcământ de aur. Nu, speleologia va deveni în curând o știință foarte rentabilă. Ești fericită? Da. În meserie sunt fericită. Și pentru mine asta contează cel mai mult. Ei, ce spui? Lași băiatul să vină cu mine? Mai am 4 băieți și 2 fete. Îi iubesc pe toți la fel și mă ocup de ei ca de copiii mei. Îmi pare rău că te-ai gândit la altceva. Vrei să mai îmi dai o citronadă? Da, imediat. Iartă-mă, trebuie să mă înțelegi. Sunt mamă. Te înțeleg. Eu îi înțeleg pe toți, numai pe mine nu mă mai înțeleg câteodată. Tu ți-ai părăsit bărbatul? Nu numai bărbatul și familia. Dar ce? De ce? Ce s-a întâmplat? Ești îndrăgostită. De ce crezi asta? Pe altfel... Ce rost ar fi avut să pleci de acasă? Cine e? Cineva care m-a răpit într-o zi. Te-a răpit? Da. N-am putut să-i rezist. E frumos? E înalt, blond, tânăr. Ca un cavaler. Ca un zburător. Tu știi, eu n-am mai fost îndrăgostită în felul ăsta din adolescență. Mi-ar plăcea să mai pot iubi odată. Uite așa, ca la 15 ani. Să gust din poamele amare dulce ale iubirii. Tu mai ții minte profesorul de muzică? Ne uitam în ochii lui până îl făceam să roșească. La cucu. Cuculeț cu pană sură, cu... Cuculeț cu pană sură. Probabil că am să plec din nou, nu m-am hotărât încă. Cu băiatul să n-ai nicio grijă. Răspund eu de el. Am adus citronada. Pot să mai aduc una? Eu va trebui să plec. Îmi pare tare bine că ne-am văzut. Îți doresc multă fericire. Nu vreau multă, vreau puțină. Dar să o am în fiecare zi.
Da, mulțumesc, nu mai pot. Capul? Da, sunt obosită, sunt amețită. Tu ce ai mai lucrat în ultima vreme? În afară de cei pe șevalet, numai schițe. Hai să văd. Chiar vrei să vezi? Te rog. Ia uite-ne. Ah, bravo, mami. Îmi place băiatul. Frumușel, deștept, serios. Îmi place. Mamă, îl iubesc. Îl iubesc nu pentru că e frumos sau pentru că e deștept. Îl iubesc fiindcă îl iubesc. Dar să știi că la facultate nu renunță, nu te sperii, auzi? Bravo, mami. De altfel, eu sunt mult mai deșteaptă decât el. Dar el nu trebuie să-și dea seama de asta decât după ce ne căsătorim. S-a întâmplat ceva? Tata! Minciunele! Minciunele făcute de mine! Sper că n-a pus bicarbonat în loc de zahăr. A, nu, tata și-a descoperit o nouă vocație, aceea de cofetar. Și-a descoperit-o la timp. Pe mine, vă rog să mă scuzați, eu mă duc să mă culc. Și eu. Noapte bună. Și eu am puțină treabă la bucătărie. Noapte bună. Poți în sfârșit să-mi spui și mie unde ai fost? Pot, dar nu acum, trebuie să mă mai gândesc. Dar de ce vrei să știi unde am fost? Nu ți se pare normal? Ești gelos? Sau e vorba mai degrabă de orgoliu? Te-ai simțit umilit. Da, cred că e vorba de toate trei. Sunt și gelos și orgolios. M-am simțit și umilit. Noi, bărbații, suntem așa de orgolioși în raporturile cu femeile încât nu le putem ierta nimic. A, nu te știam atât de intransigent. Va să zic că nu mă poți ierta. Mă uimești? No, n-am urmărit asta. Știi ce nu poți să mă ierti? Fiindcă nu pot. Și ce de gând să faci? Divorțezi? Nu știu. Încă nu m-am hotărât. Dar ce motive ai împotriva mea? Unul singur. Care? Ce mi-ai spus tu la telefon? Ce ți-am spus? Că ai plecat și nu știi când și dacă te întorci. Nu-i de ajuns? Poate că am glumit. Ai glumit. Totuși, unde ai putut să stai timp de mai bine de o lună de zile? După 20 de ani de căsnicie, poate am simțit și eu nevoia să fiu singură. Și? Ce e cu bărbatul care te-a condus acasă? Când? Când ai venit. Te-a condus un bărbat, ai fost văzută. Asta înseamnă că n-am avut nimic de ascuns. Dar cine m-a văzut? Vecina. Păi da, m-a adus acasă un bărbat. Și ce-i cu asta? Nu, nimic deosebit. Vroiam numai să subliniez faptul că n-ai plecat să-ți cauți singurătatea. Așa cum spuneai. Poate că și eu am simțit uneori nevoia unei evadări. Numai că nu mi-am putut permite luxul. Poate că și eu sunt obosit de viață, de familie, de căsnicie. Te cred. Ce s-ar fi întâmplat dacă plecam și eu? Cine avea grijă de copii? Copiii au 20 de ani, se descurcă singuri. Se descurcă? Ei află că nici batistele nu sunt în stare să-și le spele. Ei învățați să le aduci totul la nas. Așa sunt toate mamele. Da, întreabă-mă pe mine cum am descurcat. Bănuiesc că nu ți-a fost ușor. Dar trebuia să treci și tu printr-o încercare ca asta. Și eu am fost singură cu ei. Când? Acum aproape 20 de ani, nu mai ții minte. Atunci când ai dispărut tu 3 luni de acasă, asta nu mai ții minte. Era iarnă, era frig, copiii trebuiau alăptați, n-aveam lapte. Da, cred că nu ți-a fost ușor, dar eu atunci n-am avut nicio vină. Nu ți-am reproșat nimic și nici nu m-am văitat. Dar parcă spuneai că ești obosit de familie. De căsnicie. E adevărat ce spui? Nu, cred că e o oboseală de moment.
trebuie să cred că am împlinit 50 de ani. Tot timpul m-am crezut un om tânăr și dintr-o dată trebuie să recunosc că am îmbătrânit. Mie îmi place bătrânețea. E o vârstă calmă, senină, ai răgazul să te gândești în liniște la lume, la viață. Dacă ești sănătos, orice vârstă e frumoasă. Da. Dar cred că ai dreptate. Te rog să mă ierți, eu mă duc să mă culc, mâine dimineață mă scol la 5. Noapte bună. Da. Tu? Ce faci? Eu mai rămân. Și nu-mi spui totuși unde ai fost? Ții neapărat? Da. E într-adevăr vorba de un bărbat? Îți spun adevărul, dar cu o condiție. Să-mi spui și tu unde ai fost când ai lipsit 3 luni de acasă. Ți-am spus de atâtea ori. De fapt știu. Ai fugit cu o femeie, erai îndrăgostit de o ingineră înaltă, blondă, destul de frumoasă. Ai vrut să mă părăsești? Să-ți părăsești familia? Să părăsești copii? După câtva timp te-ai răzgândit, nu știu din ce motive. Oricum m-ai lăsat atâta vreme singură cu 2 copii mici și cu spaima în suflet. Voi, bărbați, aveți această capacitate de a fi câteodată canalul în cel mai deplin înțeles al cuvântului, pentru ca după aceea să fiți din nou sublim. După ce te-ai întors, te-ai purtat absolut ireproșabil, așa cum ai făcut să te ierți și să te iubesc. Nemernicule. Vei să nu te apuce plânsul. Te iubesc. Vreau să rămânem împreună. Și ce mai vrei? Nu pot imagina viața fără tine. Dacă nu te știu lângă mine, nu pot să dorm. Și eu ți-am simțit lipsa. Când mi se răceau picioarele, simțeam nevoia să le lipesc de călcâile tale calde și să te învelesc noaptea în somn, între 2 sose nas, tot felul de intimități sublime și ridicole. Hai, du-te și te culc. Și atunci, cum rămâne? Ce să rămână? Rămâne asta? Am să văd. Da? Un moment. Oricum, fii calm. N-am făcut nimic care să-ți rănească oricum. Știu. Noapte bună. Da? Vino, te rog, prin grădină, dar să nu te vadă ai mei. Bună seara. Am întârziat 10 minute. Îmi pare rău, am avut o urgență. Cum merge? Bine, bine. Acasă totul e bine. Copiii n-au făcut nicio prostie. Totul e aproape normal în viața. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Și soțul?
Bine? Da. Și el e bine, bine. Așadar, v-ați hotărât? Nu m-am hotărât încă, dar am să mă hotărăsc acum. Acum? Acum. Credeți că merită să încerc? Da. Atâta vreme cât există o speranță, totul merită încercat. Bineînțeles, cum am spus, nu pot să dau garanții, dar merită. Da, merită. Bine, vin imediat. Mă operați mâine? Da, mâine dimineață. L-am rugat și pe profesor să asiste. Întotdeauna când am o operație mai grea, e lângă mine. Ține foarte mult la mine. Deși... Poftim? Nimic. Să mergem. E târziu, trebuie să vă odihniți. Mai stăm încă puțin, e... Încă de vreme, nu e nici 10. Vă rog frumos, plecați înainte, nu vreau să vă vadă Amy. De ce? Eu nu știu nimic. Nu le-am spus că am fost la spital. Și... Ce le-ați spus? Că m-a răpit. Un bărbat înalt, blond, de care m-am îndrăgostit. Nu credeți că moartea ar putea fi un bărbat? Cruzimea ei n-are nimic de bine. Nu vă mai gândiți la asta. O femeie nu poate smulge o altă femeie de lângă bărbatul și copilul ei sau copilul de la sânul mamii. Nu, 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 vă asigur. Moartea nu poate fi o femeie. E un bărbat. Nici soțului nu i-ați spus nimic? Nici lui, nici copiilor. Trebuie să te retragi fără să le provoci mari suferințe. Ca într-un joc de vați ascunsele. Vă mai amintiți cum spune poetul? Puii mei, bobocii mei, copiii mei. Așa e joc. Îl joci în doi, îl joci în trei, îl joci în câte câți vrei. Arde la foc. Sperăm că nu o să fie cazul. Doctore, simt că e târziu, nu mai pot fi salvat. Niciodată nu poate fi crezut că mai există o șansă. Simt că e târziu. Nu contează. Ceva țipă în mine asurzitor. Faceți un efort inutil. De moment ce v-ați hotărât pentru operație, lăsați totul în seama mea. Nu mai pot fi salvat. Dar nu-mi vă luați pe ce simțiți dumneavoastră. Mai ales nu-mi puneți veți în roate. Trebuie să fiu calm, să am încredere în mâinile mele. Vă rog, mai încet, nu țipați. Să mergem. E târziu. Mâine am o zi grea. Vă rog, plecați înainte, vin imediat. Să vă vorbesc numai când veți fi singură. Ai tras cu urechi? Nu obișnuiesc. Vroiam să vă spun că știu totul. Sunteți foarte bolnav. Ai ascultat la ușă? N-am spus că nu obișnuiesc? Dar nici atât de savan nu ești cum vrei să pari. De unde știi de boală? Nu trebuie să fii foarte savant ca să ghicești că dacă cineva vorbește mult despre viață și despre moarte, suferă de un rău de care se teme. Spuneți-mi mie, care e situația? O șansă la 1000, ca să scap. Enorm. Dacă n-ar mai fi nicio șansă, nici măcar atunci n-ați avea dreptul să te zarmați. Dar nu te zarmați. În schimb, vă ascundeți. Considerați probabil că este mai pudic să dispar cum fac elefanții într-un cimitir ascuns,
Dar asta e o legendă, nu mai cred nici elefanții în ea. Dar remite oamenii. Și ce ar trebui să fac după părerea dumitare? Să mă lamentez, să umplu de lacrimi pe cei din jur? Nu. Să trăiți solidar cu ei. Membrii familiei dumneavoastră trec fiecare în parte prin niște momente grele. Trebuie să luptați până la ultimul strop de viață. Toți pentru unul și unul pentru toți. Asta seamănă cu cei trei mușchetari, nu cu viața adevărată. Probabil că era viața adevărată în cartea asta dacă a rezistat atât. Am vrut să-i obișnuiesc să-și rezolve singur problemele. Să pregătească pentru vremea când eu nu o să mai fiu. Și credeți că într-adevăr îi ajutați lăsându-ne la amintire imaginea unei mame ușuratice, a unei femei care și-a părăsit casa pentru o himeră? Vor afla adevărul atunci când eu nu o să mai fiu. Sau când veți scăpa de coșmar? Eventual. Dar și într-un caz și într-altul le veți crea un complex de vinovăție. Ei nu-și vor ierta că n-au ghicit, că n-au fost alături de dumneavoastră în suferință. Și ce să fac? Acum nu mai pot rămâne. Mă așteaptă medicul. Am să le spun eu mâine totul. Fără lacrimi, fără lamentări zadarnice. Bărbătește. Bine. Am încredere. Orice s-ar întâmpla acum, mi-e mai ușor. Mi-e mai ușor. Thank you.